Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Nicușor Dan, cred că e primarul capitalei. Mai e primar? Domnul Simion așa spune. Da. Deci domnul Nicușor Dan, cine e domnul Simion? Nu e domnul de la Aur? Nu știu, o cheamă Simion? Ah. George Simion și spunea, Nicușor, foarte... acum ești primarul Bucureștiului. Îl urmărești pe domnul pe Simion Sputnicul? Pentru fazele alea, toată okay. stima. Bine. Deci domnul Nicușor Dan a anunțat că încep lucrări de reabilitare în centrul vechi din București, unde pavajul este, aș zice, făcut praf, dacă îmi permiteți cara. Confirm, nu poți să mergi cu bicicleta, că s-ar dalele. Nici pe jos nu prea poți să mergi. Da, e adevărat. A fost pus, deci pavajul a fost pus în 2012, ne-a atras atenția domnul primar, trebuie neapărat intervenit. Pavajul e din granit și se știe că granitul are timp foarte scurt de viață. Da. Se jumătățește imediat. Cum ar fi făcut? Băi, cum au făcut romanii drumurile alea? Via Apia... Sunt făcute din piatră, drumurile alea care mai există și azi, aici pe la noi, nu se știe. Deci ce mentenanță au făcut ei romanii în secret? E de-aia au plecat, că nu reușeau aici să-i dea de cap aici, tehnic. Da. Să știi că eu asta e teoria mea, că au venit romanii, au făcut aici, au zis, hai să-i civilizăm pe daci. Mai întâi, romanii prima dată au încercat să lucreze cu daci, știi? Deci da. S-au încăierat, s-au bătut sau nu știu ce. Dacii lucrau doar în tuneluri. Da. Și Domitian a zis, bun, hai că știți ce, hai să nu ne mai batem, n-are rost. Voi sunteți aici la graniță, Dunăre, nu știu, vă dăm noi niște bănuți și voi apărați granița. Vreți să facem așa? Vă faceți voi cetățuile voastre, davele alea, nu știu. Bine, boss, au zis, daci, au luat banii, au... Fonduri romane. Fonduri, da, au primit primele fonduri europene astea. Da. Au fost și, mă rog, daci, au luat banii. Și au băut pe toți, înțelegi? Și după aceea au continuat să-i fure pe romani. A venit Nentu Traian, s-a supărat. Băi, nu se mai poate, hai. Ne-au tras o bătută la daci, i-au bătut de i-au uscat la tape, tapaie, 101-102. Decebal a zis, nu mai da, șeful, ce vrei? Bă, uite care-i treaba. Hai să voi cetăți, mă înțelegi? Adică vă dăm bani, ne apărați. Gata, boss, au luat banii din nou. Au început să-i jefuiască, mesie inferior, nu știu? S-au supărat. Au venit, hai că ne ocupăm noi. Și au venit romanii, au făcut ocupația aici, au făcut colonia, Ulpia, Traiana, drumuri, chestii. După vreo 150 de ani au zis, bă, știi ce? Ia că, hai, ăștia au fost primii care s-au retras. Au fost primii care s-au prins că aici nu se poate face treabă, pur și simplu. E, o echipă de romani a încercat să paveze zona cunoscută acum drept centru vechi din București. Nu, că dacă ar fi din cauza sorului Mlăștinos, nu erau daci 100%. Sunt convins că dacă ar fi încercat romanii, am fi avut și acum centrul vechi pavat. Revenind, domnul Nicușor, când a lansat lucrările, a sărbătorit începerea lucrărilor, a făcut și un mic videoclip. S-a dus, s-a făcut un stand-up, cum se spune, s-a așezat frumos la cadru și pe fundal muncitorii, hai să ascultăm ce zice, că nu a zis mult, dar... Suntem în zona Lipscani sau centru istoric, o zonă foarte circulată de bucureșteni și de turiști. Avem un pavaj, în special din piatră cubică, pus în 2012. Nu s-a mai intervenit de atunci, nu s-a făcut niciun fel de mentenanță. Acum, cu firmele cu care suntem încă în garanție, lucrăm la reabilitarea pavajului și într-o lună din momentul ăsta o să avem pavajul reabilitat și totodată reabilitate și elementele de mobilier, băncuțe și jardiniere. Da. Atât. Înapoi la tine. A, deci nu știe ce șantier, o lună. Băi, ce ai făcut? Stai puțin, că asta e șantier complicat. Dar domnul primar a remarcat corect. Turiștii, mai ales toți turiștii care vin în București, se duc în centru vechi. Da. Party, distracție, nu știu ce. Băi, acolo nu se mai poate merge. Deci e pe jos. Înțelegi? Asta era un lucru care trebuia făcut de ani și ani de zile deja. Trebuia intervenit urgent. Când sare prima piatră, ea trebuie reparată, trebuie pusă la loc. Hai să spunem, măcar în pandemie, când n-a mers picior de om pe acolo, era pustiu, putea fi reabilitat orice. Acum ăștia săraci au redeschis și cărciumile de da. 2-3 săptămâni. E prin sezon acum. Și hâț, a intrat în renovare centrul vechi. Nu te aștepta la asta. Pentru că, deci, filmarea se întâmpla pe 16 mai. 16 mai, cred că a picat într-o lună, nu vreau să mă înșel. Două zile mai târziu, pe 18 mai, nesuferiția de reporteri de la Libertatea s-au dus să verifice, să vadă și cum evoluează acțiunile. Când bă, aveau ce oameni, mă. Să stea în redacție frumos acolo la cafea, ai naibii reporteri. Uite ce au făcut. Citez. 18 mai 2022. Au trecut doar două zile de la anunțul edilului șef că muncitorii sunt acolo să execute lucrări în baza garanțiilor existente. Doar că, surpriză, nici picior de muncitor, nici găleată cu nisip, nici o roabă, nici o lucrare de continuat. Absolut nimeni. Asta s-a întâmplat într-o miercuri. Și-or fi luat liber oamenii, poate nu că lucraseră de 1 decembrie și au recuperat miercuri. Drept pentru care
amărâții de reporteri s-au plimbat, au văzut piatra cubică distrusă tot acolo, găurile în drum la fel. Am luat-o la pas pe străduțele din centru vechi. Liniște. Vizitele au continuat pe 20 mai și pe 21 mai, liniște și pace. Timpul se scurge, pavajul e tot acolo. Deci, Luca, acum că te gândești că renovarea deranjează comercianții, uite că măcar cineva s-a gândit la comercianți din acest punct de vedere, nu-i deranjează nimeni, e adevărat, probabil că medicii de la secțiile de urgență, ortopezii, au mai multă treabă. Dar când tragi linie și adun, te întreb de unde, adică vine întrebarea, cine face mișto de cine aici, în toată povestea asta? Adică e posibil ca firma de construcții să facă mișto de primar? Sau primarul în de noi. Complicitate cu firma de construcții să facă mișto de noi? Nu-mi dau seama. Cine e de fapt erou bat jocuri aici și cine este victima? Iar povestea asta, așa cum e amăruntă, că zici, nu, ăsta este cel mai vizitat loc din București, este centru vechi. Este într-o degradare cumplită, cum spuneam, e evident, adică nu sunt chestiuni ascunse, să știți că a ruginit o țeavă undeva pe dedesubt. Nu, se vede, au sărit pietrele alea de granit în pavaj, nu se poate merge pe acolo. Deci, povestea arată o lipsă deplorabilă de responsabilitate și discipline. Din nou, lasă-mă să te las, facem lucruri de ochii lumii, așa că timpul trece, leafa merge, nu știu ce. Alte primării din România reușesc să administreze bine orașele. Cum reușesc, frate, ăștia? Și sunt primari și de orientare liberală, și social-democrată, sunt și independenți. Deci nu are legătură cu orientarea politică. Să spui, stai, că liberalii pot mai bine, sau social-democrați. Nu, sunt de toate orientările. Oamenii se descurcă, reușesc să facă asta. Și sigur că aici București e un caz cu totul special, că e nu doar cel mai mare oraș al României, dar și cu cele mai multe primării. Că noi avem 7 primării, nu una. Sunt 6 primării de sector, fiecare cu planurile și hoții ei, și mai e și primăria mare, care și ea e infestată de hoți de zeci de ani. Și toți se bat să fure cât mai mult. Și mai sunt și toate primăriile baronilor locali din jurul capitalei. Că și ăia, fiecare pe moșia lui baronială, fiecare cu mafia lui. Și ei coordonează și contribuie fiecare la mafia lui. Și te întrebi tu ca cetățean care plătește taxe, băi, avem vreo scăpare? Adică, serios, corupția este atât de înrădăcinată, cel puțin în partea asta de România, încât te întreb ce poate fi făcut. Sincer, eu nu știu ce mai poate fi făcut. Voi ce credeți? Eu cred că nu mai poate fi făcut nimic. Încă vreo două generații. Eu cred că nu e bine să te pui cu mafia dacă... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.